بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بوتا بوت بوتا دا بتمن. Salutare și bine ați venit la un nou episod aici pe canal. Deoarece astăzi nu reușesc să fac live-ul, nu am putut să vă las fără un video, fără ceva, fără un episod, fără un pack opening, fără o șmenuială. Sunt bune la ceva și friendly-urile astea pe care tot trebuie să le jucăm. Am făcut 300 de live FIFA Ultimate Team Friendlies și am prins un Jumbo Rare Players Pack plus un Ultimate Pack. Bineînțeles, în ideea în care am reușit să termin de făcut Marco Asensio-ul League Player la Liga Santander, un 88 rating, un LV care arată de cerțel, un 4-4, 87 agility, 83 balance, pe balance nu stă bine, pe finishing stă bine, pe passing stă bine, e ok. Merge, dacă n-ai altceva de jucat, merge să joci și așa ceva. Și în completarea lui, în facerea lui, am primit niște pachetele, avem aici 75 plusuri, poate, la un moment dat o să vină norocul și peste noi și o să ne izbească, nu de data aceasta, îl avem pe Adria Pedrosa, e atât de bun că nici numele nu-i complet. Însă cu siguranță cele mai bune pack-uri pe astăzi sunt Ultimate și Jumbo Rare Players Pack, dar trebuie să facem ceva și cu astea trebuie să le deschidem, altfel ce rost să aibă. Am să dau cu skip, să nu stăm prea mult, să terminăm episodul repede. Ruben Alcaraz, încă 3 75 plusuri. Aș vrea să se miște un pic mai repede, dar una este să vrei, alta este să primești. Până una alta, cu siguranță mâine, adică duminică, o să ne găsim pe live pentru meciurile de la Weekend League, iar lunea aceasta o să ne găsim de la 7 dimineața, cel mai probabil, și avem Weekend League bonus la 10 victorii, la 16 victorii și la 22 de victorii primim câte un cartonaș din acela roșu special. Ultimul pachet de 75 plus, cel mai bun până acum a fost Tielemans. Nu știu, am auzit povești cum că din aceste pachete, și Bauman, au picat Salah, Ronaldo, Neymar. N-am văzut așa ceva la mine. N-am văzut deloc așa ceva la mine. Avem un rar gold pack, nu ne aduce un walkout, ne aduce un Champions League belgian, portar de la Club Bruges, ne-l aduce pe Mignolet, ne-l aduce pe fostul portar al celor de la Liverpool, plus un Kolašinac, Sinistera și alte cartonașe de care nu aveam nevoie și nu avem nevoie și vreau să mă duc, o iau pe rând, Jumbo Rare Players Pack, hai, că un walkout din astea două trebuie să fie, vine de aici walkout foarte bine, să vedem ce ne dă, ok, total fake walkout, yeah, this is one of the fake walkout, Zomer de 86, superb. Superb, câtă bucurie pe mine nu se vede. Pizzi, Higuain, groaznic. Și mai avem aici Ozil și mă mir totuși că nu mi-a dat Conmebolul prima dată. Și hai să vedem în Ultimate Pack. Așa, de seară, frumos, nu-i walkout. Al doilea Ultimate Pack pe care îl deschidem și nu este walkout, este aici un Conmebol. Superb, absolut superb. Ultimate Pack-ul este una dintre cele mai mari păcăleli din acest joc. Ultimate Pack-ul nu există. Avem un Walker aici și atâta tot, iar la Duplicates absolut nimic. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest video. Sper că a fost și sunt sigur că a fost foarte, foarte entertaining. Ne vedem mâine la Weekend League. Până data viitoare, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe dacă n-ați făcut-o până acum și, bineînțeles, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi.
V-am pupat. Ciao. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătă, bătă, da bătămen.